Al loc! Am ordonată de dragă. Nu mai trageți! Elemente huliganice! Ieșiți veniți aici! Apurzeți mult sânge! Salutare, sunteți din nou la Viva Historia și ne bucurăm că sunteți la Viva Historia, probabil singura emisiune care explică adevărul despre... Revoluție, ce s-a întâmplat după Revoluție, despre preluarea puterii de către Ion Iliescu și de către continuarea puterii fostei securități. securitatea care ajunge până astăzi, bine mersi, bine implantată în societate, mașinile, limuzinele și multe dintre afacerile care astăzi prosperă sunt de fapt afacerile construite după Revoluție de către securiștii liberi, să denumim, cu sprijinul securiștilor care, unii, Iulian Vlad da, A stat un pic la pușcărie Probabil în timpul acesta s-a gândit Cum să rezolve Problema de imagine a securității Pentru că sunt convins Că nu-i convenea El nu avea ce să zică de bine despre ei Dar nu putea nici să accepte faptul că au fost niște Criminali, torționari care au făcut Rău oamenilor Și atunci apare probabil această imagine A securistului uh, Profesionist Nu? Lucrătorul de inteligență, care astăzi ne este băgat pe gât de către promotorii mesajului securității, de oameni bine intenționați, unii rău intenționați. Patrioți. patrioți! Și, în general, patrioții români, istorici români, academicieni, gazetari, da? Ce a făcut securitatea, de fapt, nu a fost atât de grav și au fost oamenii care au apărat România de ruși. Andrei Ursu cum s-a construit această narațiune care ne-a explodat în față anul acesta. Anul trecut, de fapt, și probabil că va continua să ne explodeze în față prin părerile oamenilor păcăliți în totalitate, aș spune. Suntem miți mici oaze de gândire liberă, aici și puțin în presă, care încearcă să descifreze ce s-a întâmplat și să explice de ce securitatea nu a fost pedepsită, anchetată cum trebuia. Și astăzi, ce să vezi, prosperă. Prosperă și uh, sunt, uh, în primul rând, uh, absolviți de crime. Securitatea uh, au fost cei care ne-au îngenunchiat timp de 45 de ani. A fost brațul înarmat al uh, regimului comunist. La Revoluție, tot ei au fost cei care au ucis uh, peste 1200 de români și pe lângă spălarea imaginii, trebuia să li se asigure impunitatea. Acestea sunt cele două resorturi. Esența schimbă, spălării imaginii și asigurării impunității. Cum s-a petrecut? Foarte bună întrebare. Să ne înțelegem de la ce Ceaușescu a pornit. Tot ce a urmat, narațiunea pe care astăzi o ingurgităm de la un domn procuror, ca, cum e Cătălin Rancopițu, copițu, vine de la Nicolae Ceaușescu. El spunea că au fost rușii, că a fost lovitură de stat, că sunt. practic, a fost trădat de o, o, un puci împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Toată această narațiune de la Ceaușescu provine și este bazată pe un resurs psihologic, să ne înțelegem. E foarte ușor. Noi românii am avut mult de suferit din partea rușilor. Ei au adus comunismul în țară, evident. Deci este vorba de o, o este adevărat acest sentiment antisovietic și justificat dar a fost exploatat de Ceaușescu în acei ani într-un moment în care, de fapt, în Uniunea Sovietică, dacă ne întoarcem puțin, Gorbaciu făcea reforme și mulți români priveau cu speranță la, la, la perestroica și glasnăs care se petrecea în Uniunea Sovietică atunci. Însă Ceaușescu mergea pe aceeași variantă. Că sunt rușii de vină, că, e un, că sunt agenturile de la Est și la, de la Vest. Să ne aducem aminte ce spunea Ceaușescu pe 17-18 decembrie și apoi până pe 22 dimineața același lucru încerca să spună. Ei bine, narațiunea lui Ceaușescu a fost preluată și se ce puteau să inventeze. Nu, nu, De fapt, ei nu au uh, creat o nouă mitologie a... Uh, a agresiunii sovietice, nu, asta venea de la Ceaușescu. Ei au externalizat propria vinovăție pe, pentru cremele de la Revoluție, invocând o invazie de ruși, de caghebiști în lade cu deghizați în turiști sovietici. Asta a fost una din primele narațiuni care au fost propagate de securiști. Și anume de cine? Dacă urmărim în presa anilor ianuarie-februarie 90, primele semnale vin în ziarul Europa, care era practic al fostei securități, direcția 5, deci practic oameni dintre cei care erau și foști trăgători, teroriști. Angela Băcescu era o jurnalistă în anii ăia care avea legături clare cu securitatea și care lua interviu. Poștilor ofițeri de securitate care spuneau, domne la, la Revoluție au fost rușii de vină. Au, au, am avut ă, ă, zeci de mii de ă, turiști sovietici care au intrat în țară. S-a pus problema, de unde, unde aveau armate? Cum de securitatea nu i-a prins pe acei turiști sovietici? Păi nu, au venit ei cu niște teorii că aveau depozite secrete de armament în țară. Păi unde sunt depozitele alea? Niște de aberații, dar le s-au servit pe bandă rulantă aceste legende sau variante de legende care au fost preluate imediat. Deci Angela Băcescu de la Europa care clar, un organ al, al fostei securități, trece la evenimentul Silei, la Express, la Tinerama, la niște ziare care de fapt erau controlate de, de Ion Iliescu, chiar și la România Liberă, unde lucra Sorin roșca Castănescu, a fost și la România Liberă o multă intoxicare cu aceleași narațiuni că au fost alții de vină. Pe vremea aia era vorba de ruși. Încă o dată, continuarea narațiunii lui Nicolae Ceaușescu, care este ușor de acceptat din păcate, sau dar este și de înțeles, din cauza că noi românii, cum spuneam, am avut destul de suferit de la uh, regimul sovietic. Și de la ruși, în general, istoria, uh, încă mai veche, uh, ne spune. Uh, deci, era ușor de e, acceptat acest E denerații. Un citat uh, pe care mi-l amintesc, uh, cred că Virgil Gheorghiu, care a scris o carte, 25-a oră, după care s-a făcut și un film la Hollywood, uh, poate cel mai bun film despre român și România, și acolo, este această replică. Rușii sunt dușmanul tradițional al românilor. Niciodată, niciodată nu vom putea să pactizăm, să ne împrietenim cu rușii. Se potrivește perfect. Sub această uh, realitate, poți să pui orice. Și atunci s-a potrivit foarte bine, da? Și aici sunt uimit, nu m-am gândit până acum, că de fapt nu este atât vreun geniu, nici Iulian Vlad, nici cei care au transmis aceste teorii. De fapt, Nicolae Ceaușescu este marele geniu nu? Absolut care a adus. A... Nu m-am gândit, n-am văzut așa, de... dar așa este. Până la urmă, de bun simț, omul prin asta încerca, Nicolae Ceaușescu, să-și câștige un dram de popularitate, să spunem că este antisovietic, în mod subliminal, fiindcă el, de fapt, nu era cu adevărat în politica statului român. Nu era antisovietică în anii 80, să ne înțelegem. El era, făcea jocul rușilor, era eram în parcul de la Varșovia, eram în Caer, eram, ne făceam treaba în blocul sovietic și Ceaușescu doar atât îi cerea lui Gorbaciov în decembrie 89, să ne aducem aminte, să mai oprească valul reformelor din Estul Europei, că murea de frică Ceaușescu, că iată ce soarta a avut Honecker și ceilalți lideri din, din celelalte țări, din pactul de la Varșovia și Gorbaciov reformist, un, un, lider sovietic care a, dat, a deschis frâiele desfințării până la urma a blocului comunist, Gorbachev i-a spus, e timpul ca dumneavoastră, domnule Nicolae Ceaușescu, să vă reformați, că altfel o să aveți soarta lui Honecker. Deci, Ceaușescu a mers pe această variantă în mod formal, încercând să câștige cât de cât simpatia populației, iar nu aș spune că, Ion, cum ai spus, Iulian Vlad la pușcărie, timp de patru ani s-a gândit el cum să... Nu, oamenii lui au continuat. Deci, din 90 s-a continuat această propagandă și s-a pus în circulație prin și instituțiile statului. Încă o dată, în SRI, sunt preluați atunci un Aurel Rogoșan, care era șeful de cabinet al lui Iulian Vlad și care scrie ulterior cărți despre cine a tras în noi după în timpul Revoluției și după 22, care iarăși propagă legendele securității. În SRI sunt preluați un Vasile Mălureanu, Direcția întâi a securității, care scrie cărți despre apărarea ordinii constituționale și alte uh, forme, narațiune ale dezinformării securiste, în care securiștii sunt puși uh, din nou pe acest piedestal patriotic, care ei l-ar fi trădat pe Ceaușescu, nu, să ne înțelegem. Securitatea nu l-a trădat pe Ceaușescu, a rămas cu el până la 12.08, cum am văzut, pe 22 decembrie, și a rămas cu el și după. Și să ne mai înțelegem asupra unui lucru. Într-adevăr, teroriștii au fost doar o fracțiune din securitate. Am spus cam 2-3 mii de teroriști, de securiști din toată țara care au tras efectiv sau au făcut dezinformarea respectivă. Dar restul, de la Iulian Vlad în jos până la toți cei securiști de birou Mălureanu, Rogoșan... Troncotă, Cristian Troncotă, care a ajuns ulterior profesor universitar, este defilat pe la televiziune încă astăzi. Filip Teodorescu, inculpat la Timișoara și el invitat la televiziune. Ăștia sunt oamenii care au făcut această propagandă. Ei bine, e vorba de o restaurare a imaginii unul cu niște securiști buni care l-ar fi trădat pe Ceaușescu. Corvin Lupu a scris cărți, trădarea securității. Iarăși, el însuși fiind fost securist și predă la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, alături de Cristian Troncota. Toți oamenii ăștia au acreditat această narațiune paralelă cu realitatea și care avea misiunea Salvării, în primul rând, imaginii și recuperării imaginii securității ca o instituție patriotică, și, pe de altă parte, asigurarea impunității. O întrebare aici. Totuși, apar acești lideri ai opoziției, Corneliu Coposu. El cum vedea această preluare a securității? Înțelegea exact ce se întâmpla? Cum? cum au supraviețuit acești oameni într-un sistem în care, iată, securitatea revine la... Aceiași oameni, aceiași torționari care au chinuit, le-au distrus viețile, erau acum, practic, unii și colegi, putea spune, din politică. Și aici poate facem chiar un episod special. Mircea Enescu Quintus, de exemplu. N-a fost... Din păcate a fost informator al securității. A fost pus, implantat în vârful PNL întâmplător sau așa a fost istoria? Nu avem date cum, cum a ajuns el acolo, dar din nefericire avem atâtea date că au ajuns la vârful politicii foști informatori încât putem presupune că a existat un plan de promovare acestora în cadrul chiar al opoziției. Pentru că e foarte dacă, trist. Dacă ținem minte... Era o mini-prietenie mini între Ion Iliescu și ionescu quintus Adică uh, era liderul, să zic, acceptat, acceptabil acceptat, da. de către puterea nouă. Oare de ce? Da, uh, era cu minte. Nu, nu urma să ceară reformarea, eliminarea securității din, din instituțiile de forță. Pentru că aici e important. Oare de ce unele procese nu s-au deschis? Oare și pentru că a existat un colaboraționism al acestor foști securiști ajuns și acum în politică, practic, de partea cealaltă, dar care tocmai au pus Batista pe țambal, cum se zice. Da. Oare putem gândi și în felul putem acesta? Putem gândi în felul ăsta. Cum spuneam, în presă lucrul ăsta a fost foarte vizibil, iar oameni care, cum spuneam mai devreme, ar fi putut face cu adevărat reforma un Gabriel Andrescu, el și-a dat seama cu adevărat și a spus-o într-o ședință a CPUN în ianuarie 90 că se reformează securitatea și erau foarte impacientați feseniștii și se vede clar cum îl există un film în acest sens, în uh, filmul chiar de făcut despre cazul incendiului Gheorghe Ursă, tatăl meu, în care apare Gabriela Andrescu în ianuarie 90 din CCP în care de la microfonul uh, adunării le spune că există un mare pericol de restaurare a forței securității care se reînființat re fără un cadru legal, fără aprobarea cpu ului Și este pur și simplu îndepărtat de la microfon. Deci sunt, practic, această conivență noua administrație și securitatea se pecetluiește atunci, oameni care erau uh, indezirabili pentru noua putere sunt îndepărtați de începeune uh, și, uh, până la urmă, puterea se consolidează foarte puternic până în 92 și apoi chiar și în 94 este un apogeu al, uh, să spunem, uh, puterii, uh, restaurării puterii fostei securități. În ce sens? Apogeu. Uh, pe adică... Avem patru roșu. În clipa aia, uh, partidele, de opusie, partidele istorice sunt complet eliminate din, din puterea politică și avem singura, singura alternativă, devine Partidul România Mare. Să nu uităm nu? alegerile de 92 și apoi alegeri ulterioare în care era de ales între Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. Deci, a fost o restaurare și pe care se. Isto istoria ne arată că a fost cu, cu siguranță controlată uh, pentru a uh, nu separa, nu a deranja pe, pe fosta securitate. Cum uh, urmărim uh, aceste uh, restaurare în ziua de astăzi? Uh, mai sunt acești oameni care au rămas în SRI, uh, acești uh, șefi de uh, ai dezinformării securiste, uh, cum spuneam Mălurean, Vasile Mălureanu, Aurel Rogojan, sunt încă astăzi defilați pe Azi. la televiziuni. Da. Apar la TVR, televiziunea română, difuzează filme în care securitatea e prezentată ca iarăși o instituție care și-a făcut datoria și care era formată din oameni onorabili la televiziunea română. Acele, Am văzut emisiune aceste. Cu... Acele, da, doamne. acele emisiune eu, despre femeile din securitate, dar și emisiune în care apare Vasile Mălureanu, care spune că securitatea a apărat ordinea constituțională, că și-a făcut datoria, că ne-a apărat de ruși, de CIA, de, de exact na lui Ceaușescu. Este vehiculată de foști securiști. Pe canalele naționale de televiziune. De ce se întâmplă asta? Pentru că pur și simplu au fost lăsați la liber să vorbească și nu i-a păsat societății? E un plan? Adică, ce se întâmplă de avem aceste mesaje? De ce nu există cineva care să spună stop? Nu este oh. adevărat. Securitatea nu a apărat ordinea constituțională, ci a uh, bătut oameni, a șantajat oameni, a închetat oameni. De, de ce nu există? Un blocaj la acest. De ce s-a mers așa în linie, astfel încât securitatea să preia comunicarea? Cumva, răul a fost acel originar, ca să spunem. Cum vorbea Petre Roman, decât să-i lăsăm pe mai bine îi cooptăm ca să-i controlăm pe securiști. Ei bine, au ajuns să fie controlați ei de securiști, când au fost băgați în SRI, în 21 și, și în toate în SPP și alte instituții de forță. Rămânând la frâiele puterii, au reușit să controleze deci mass media și narațiunea despre, despre istoria noastră recentă și a ajuns până, au pătruns până și în mediul, în, în mass media de opoziție din anii 90 și din anii 2000 și în ziua de azi, din nefericire, foarte mulți oameni bine, bine intenționați altfel au pur și simplu au, au acceptat această narațiune fiindcă a devenit prevalentă. Domnule, la Revoluție au fost securiști, a fost, a fost ruși, au fost lovitură de stat și lumea a uitat de fapt cine a fost, care a fost rolul securității la Revoluție. Această narațiune este iată preluată în justiția română. Astăzi avem un proces care este o uriașă bătaie de joc la adresa victimelor, adresa eroilor noștri care au murit pentru libertatea noastră. Rechizitorii și procesul care este astăzi pe rol la înalta Curtea de Casație și Justiție, de fapt acum a ajuns la Curtea de Apel București, că s-au jucat ping-pong cu acest dosar, sunt, este o rușine. Care dosar? E dosarul în care a, a, sunt singuri inculpați, Ion Iliescu, Iosif Rus și Gelu Voican Voiculescu. Încă o dată, nu contest și nu, nu încerc să-l albesc doamne, ferește pe Ion Ilescu. tot ce povestim aici uh, arată conivența lui Ion Iliescu și noi lui regim cu fosta securitate. Uh, arată, uh, dacă vreți, din punct de vedere juridic, uh, acoperirea crimelor securității de către regimul Iliescu, uh, favorizarea infractorului. Este o, o infracțiune. Uh, de asemenea, ce s-a întâmplat la Mineriadă? Vom vorbi despre asta. Iliescu și-a făcut treaba la Mineriadă cu securitatea. Avem date concrete în acest sens. Deci și acolo au murit oameni, au fost crime. Deci nu îl albim pe Ion Iliescu, dar acest proces care se desfășoară cu doi-trei încurpați și care scapă de orice învinuire întreaga securitate ci. 2-3 mii de teroriști, de oamenii care chiar au împușcat românii atunci, în decembrie 89, este o rușine. Și o rușine a justiției, dar și, într-un fel, o rușine a noastră, ca popor, să acceptăm că ne-am uitat cine s-a jertit pentru noi, de ce și cine i-a ucis. Cine a rănit 4000 de români care sunt unii în cărucior cu rotile și caută, dreptatea și în ziua de azi noi am uitat și acceptăm narațiunea securității preluată de justiția română prin uh, Cătălin Rancopițu. E foarte interesant, Rechizitoriul uh, rechizitorul este a trimis inițial în 2019 și refăcut, trimis din nou în 2022, a fost semnat de Cătălin Racopițu. Șeful lui era Gheorghe Cosneanu la vremea aia, în 2019. Uh, el atunci era, să spunem, destul de tăcut, a trimis rechizitoriu și dar curând a ieșit la pensie, la vârsta de 50 de ani și dintr-o dată, după un an de zile, a ieșit anul trecut și sunt în 2022 și acum, în decembrie 2023, iese la rampă cu o campanie mediatică care mie mi se pare coordonată. De ce? fiindcă acest Cătălin Rancopiță dintr-o dată devine foarte vocal unde? Întâi la Ion Cristoiu, la emisiunile lui Ion Cristoiu, omul securității, să fie clar. De asemenea, apare la Antena 3, care e un post de televiziune au unui fost, un informator al securității și care este, propagă în continuare narațiunile securității. Vine pe post împreună cu alți foști securiști sau informatorii securității, cu Alex Mihai Stoenescu. deci Cătălin Rancopițu, cu Alex Mihai Stoenescu, la gâdea la antena 3, postul lui Dan Voiculescu, omul securității, să propage narațiune că la Revoluție a fost lovitură de stat și că teroriștii au fost, de fapt, securiși, au fost ruși sau au fost prosovietici sau au fost o, o, o zăpăceală controlată de armata română. În, în, orice caz, albesc securitatea de orice vină pentru crimele de la Revoluție. Asta face Pițu împreună cu Alex Mihai Stoinescu, fost informator la Antena 3, Postul de televiziune a fost uh, informator al securității. Și cum au tras românii români. Adică cum ne au cum ne-am pe alții ca proștii. Și că se continuă această narațiune. Românii au tras unii între alții de tâmpiți și asta, cam asta a fost revoluție. O jignire este la o adresa o jignire. oamenilor și chiar a fost, să-i spunem, poporul român care a ieșit la revoluție. Dar e vorba cumva de faptul că restaurația este completă acum? Faptul că mesajul a fost inoculat de popor, pentru că din comentariile pe care le văd, din în orice altă parte unde public chestiuni legate de Revoluție, primesc aceste răspunsuri de la oameni, îmi repet, unii bine intenționați, chiar crezând. S-a realizat această operă, s-a pus acum în practică și să avem parte de succesul ei, da sau nu? Acuși... După 30 de ani, este final această concluzie. A intrat în creierele românilor? Că securitatea a învins? Și revenim și la la Emil Constantinescu ca să înțelegem. Da, da că el a spus... Dar în acest moment am învins securitatea? Din nefericire, în acest moment, din punct de vedere juridic, securitatea a învins. Din punct de vedere mediatic, a cam învins. Este foarte rușinos și foarte trist... Că din foarte puțini oameni încă mai au spiritul critic și analitic de a înțelege această dezinformare la care au fost supuși timp de 34 de ani. A fost ca o picătură chinezească prin toți acești oameni, încă o dată cei care au început în 90, au fost securiști, informatori ai securității, dar a fost preluată acea, acea narațiune în mainstreamul mass-mediei românești. Am acceptat fără neavând acces la dosare, neavând acces la surse primare, uh, având ca autori principali a, a narațiunii despre, despre revoluție uh, un om ca Alex Mihai Stoinescu cu lovitura de stat cu, cu teoriile respective legendele, respectivele ale securității. Încă o dată, Alex Mihai Stoinescu, informator al securității la greu, care a fost condamnat în contencios administrativ pentru poliție politică. A băgat oameni la pușcărie. Omul ăsta este încă defilat la televiziuni și cărțile lui încă mai sunt presupun pus, citite de oameni istoria loviturilor de stat în România că scrie bine, l-au găsit bine ca să fie un om care nu, să fie acceptat de o cititorul neavizat. Ei bine, aici e cheia, cititorul neavizat. Ne vom trezi oare din această spălare pe creier? Eu sper că da. Asta facem noi aici, într-un fel. Dar mai e mult de lucru trebuie oamenii, iarăși, încă o dată, îndemn să citească de la sursa aceste cărți, încă o dată le-am scris pe baza sute și sute de volume, dosare de anchetă ale procurorilor, mărturii, documente, documente medicale, documente balistice, probe de la CNSAS, s-au făcut ceva progrese. Să nu uităm, avem o lege de deconspirare a securității, avem o instituție CNSAS-ul care a preluat dosarele securității. Acolo am găsit toate aceste probe, dintre ele, în continuare lucrăm pe ele și mai sunt multe de cercetat, pe care dovedesc ceea ce am discutat până acum. Există o speranță. Deocamdată, de pildă la IRR de Institutul Revoluției Române, securitatea a câștigat și acolo. Să În fac ce o... ce sens? În ce sens? Păi, acel IRRD creat de Iliescu era infiltrat efectiv de oamenii securității. Trebuie să spun și pe asta. La un moment dat a ajuns acolo șef Gelu Voican Voiculescu, director general, informator al securității și omului Iliescu. În Consiliul Consiliu Științific al RRD-ului erau oameni grei, academicieni, Dinu Giurescu, Dan Berindei, care au fost și ei informatori ai securității. Dar cu imaginea așa de oameni spălați, nu? Oameni cu imaginea ca imagine, dar erau oameni care aveau dosare de informatori la securitate. Încă o dată, acești oameni au făcut intenționat acest tip de propagandă, sau? Mi se pare foarte clar că a fost controlat, a fost intenționat și revenind la problema IRRD-ului, Institutul care trebuia să deslușească Misterele Revoluției. Căpușat, ca să spun așa, de, foști, de oameni ai securității, de oameni care de pildă, până în 2019, Consiliul Științific era condus de un Constantin Corneanu, care în același timp scria și la vitralii, revista foștilor securiști al lui Mălureanu, al lui Filip Todorescu, condamnatul pentru crimele de la Timișoara. Ei bine, Constantin Corneanu scria în, în vitralii și era în relații foarte bune cu conducerea revistei Vitrali de propagandă securistă. Același Constantin Corneanu publica în caietele Revoluției teoriile unui Pavel Coruț, care a fost un alt, fost securist în direcția patra contra informații militare a securității. Oamenii poate auzi de Pavel Coruț, care a scris o grăsă de cărți cu bubuli, care a fost iar și el un factor important al propagandei securiste, a dezinformării din toți acești ani. Iată preluat la Institutul Revoluției Române a lui Iliescu de către un Constantin Corneanu care îi dă credit lui Pavel Coruț și îi publică teoriile mistificatoare, evident, despre cine au tras în noi după 22. A mai existat și un Rizea și un alți, iarăși, foști securiști preluați de Constantin Corneanu la IRRD, un Florian Banu, un istoric care lucrează la CNSS, asta e culmea, revenit în zilele de azi la IRRD, noi am avut o perioadă, să spunem, o, o fereastră, o oportunitate când am scos această carte, în cadrul IRRD-ului. Atunci am avut șansa, am condus uh, uh, Consiliul Științific și Direcția de Cercetare de la IRRD timp de un an și în acela an am reușit să scoatem această carte. Imediat după aia nu le-au plăcut, evident, oamenilor securității. Am fost eliminați. Întreaga direcție cercetare a fost eliminată. Au, au încercat să se dezică de această carte. IRRD-ul se dezice de această carte. <gânt> Nici nu vrea să plătească, vrea să rezilieze contractul cu Poliromul pentru a nu mai fi publicată, pentru a nu mai fi distribuită această carte, a fost scandal mare anul trecut, în schimb îi aduce înapoi în Consiliul Științific și în cercetare la IRD pe un Florian Banu, Constantin Corneanu, oameni care colaborau și cu vitralii, încă o dată revista securității, fostei securități. Și, nu poate întâmplător, Cătălin Rancopițu este la un program de, de televizat, încercare de televizare a unui program la IRRD cu Florian Banu, cu Constantin Corneanu, oamenii revistei vitrale ai fostei securități. Cătălin Rancopițu este intervievat și dintr-o dată mesajul lui al fostei securități este preluat de IRRD în totalitate. În clipa asta nu e nicio speranță din, în, în, în organizarea și în, în Oam prin oamenii pe care au la IRRD acum să mai slușesc vreun adevăr despre revoluție în, în acel institut. Dar nu vreau să fim pesimiști, pentru că nu aceasta e direcția emisiunii noastre. Tocmai noi mergem înainte împotriva curentului, care iată, s-a format ca un curent acum din cauza acestor teorii care pare că au un vis, dar nu ce cedăm aici. Mergem înainte la Viva Historia și vreau să înțelegem ulterior și câteva informații uh, relevante, de exemplu, despre ce s-a întâmplat cu regimul Emil Constantinescu. Declarația lui Am securita de, de securitate. securitate. n-am înțeles-o și poate multă lume n-a înțeles la momentul respectiv. Care securitate, domnule? Care ce? Securitatea numai e din 89. E, va fi interesant că am fost în audiență la Emil știu da. cum mi-a spus și mie textual același lucru, dar există, a fost infiltrat, regimul ăla a fost infiltrat. Vreau să înțelegem, chiar asta vreau să propun un episod cu infiltrarea securității în noua politică, în partidele istorice, în noua, iată, în noua putere din 96 a avut puterea, opoziția a avut puterea în 1996, care înțelegem că a fost lovită în plin de securitate, a fost, a fost, din Facem episod special, mi se pare foarte interesant, pentru că așa înțelegem mai bine și deslușim ce am auzit și nu, poate eram copii, poate eram mai tineri, poate nu știam, nu ne-am gândit că securitatea a existat și există în continuare. Mulțumim că ne-ați urmărit, a fost Viva Historia, un nou episod despre dezvrăjirea miturilor induse de securitate în societate. Mulțumesc Andrei Ursu, mulțumim Andi Ionescu, Taine Multimedia, Ionel motorul nostru energic. Voi încercați să gândiți împreună cu noi, dacă aveți lucruri pe care le doriți comunicate aici, scrieți-ne, dați și share, faceți orice ca să împingem emisiunea. Văd că a început să crească, să știi, mă bucur. Avem o audiență și mulțumim tuturor celor care se uită și s-au uitat, chiar și cei care ne critică le mulțumim, pentru că așa aflăm părerile oamenilor, dar se pare că a crescut comunitatea Viva Historia și mă bucur din numărul de viuri îmi dau seama că suntem mai mulți. Suntem mai mulți oameni sunt mai interesați de ce spunem și cred că avem o șansă să explicăm mai bine decât o fac ceilalți, pentru că avem un singur interes, nu? Să aflăm adevărul. Și avem sursele care sunt documentele istorice și, și practic 3.300 de volume ale dosarului Revoluției. Deci nu bate în câmpii, vorbim din din documente. Mulțumim deveniți patronii noștri la patreon.com sau redeveniți patroni împărțiți emisiunea cum credeți, vorbiți cu oamenii pe care îi cunoașteți că totuși adevărul va ieși la lumină, asta e credința mea Asta este și speranța mea și da trebuie să iasă la ideea Mulțumim pe data viitoare, nu ne oprim Și poporul român va învinge pentru totdeauna.